Hei, bine te-am găsit pe canalul meu de YouTube. Știi că de fiecare dată când se întâmplă ceva, ai impresia că tu ești singurul care suferă și că numai ție se poate întâmpla așa ceva și că este cel mai grav lucru din lume? Vorbeam ieri cu responsabila mea și i-am pus o întrebare. Am întrebat-o de fapt un anume detaliu pe care trebuie să-l folosesc într-o prezentare. Și am spune, trebuie să folosești lucrul X, așa cum am precizat în mailul meu. Și eu îi spun, da, cred că am o problemă cu citit mail-urile. Și în franceză există o expresie, se pare grav, adică nu e grav, nu e ceva extraordinar, nu e o greșeală foarte mare. Și zic, ba da, e grav, dar am norocul că tu ești foarte drăguț cu mine. Și îmi spune că dacă nu aș repeta continuu câinelui și copiilor mei și persoanele pe care le formez, aș fi în depresie. Și atunci mi-am adus aminte de o perioadă în care eu am fost bolnavă, nu știu dacă se poate spune bolnavă, dar am fost nu am muncit timp de câteva săptămâni. Făceam crize de spasmofilie. Este foarte mult bazat pe emoții și, de fapt, mă implicam atât de mult în jobul meu și m-a afectat atât de mult ce se întâmplă și faptul că nu reușeam să fiu la nivelul așteptărilor mele sau așteptărilor celorlalți din echipă, încât am ajuns la o stare foarte aiurea în care eram continuu stresată, speriată de ce se întâmplă. Și munceam foarte mult și la un moment dat organismul meu n-a mai rezistat și aveam câteva scene în care pur și simplu tremuram toată, nu puteam controla. Trebuia să fie cineva lângă mine ca să mă întorc să-mi dea palme și să mă țină sub control, să mă învețe să respir. Și i-am spus treaba asta și i-am spus că eu ar trebui să trec prin câteva săptămâni foarte nasoale pentru mine, ca să-mi dau seama că nu jobul este totul și ca să-mi dau seama că dacă nu reușesc să fac totul, se va grav, fac cât reușesc și mai fac mâine și cine nu e mulțumit n-are decât să spună mai departe și o să ia deciziile necesare. Și ea îmi spune, m-ai bătut cu cele 3 săptămâni ale tale. Eu acum 10 ani am fost într-o perioadă în care creierul nu mai funcționa, pur și simplu, nu reacționa, timp de 7 luni, pentru că a făcut un burnout. Și a fost, la fel, o perioadă foarte aglomerată din viața ei, în care avea și un copil mic, era șef într-o întreprindere și plus s-au mai apucat și să construiască o casă. Deci asta psihic și fizic pentru un om se pare imposibil. Fără să clachezi într-o parte, fără să ai ajutor, fără să ai tot ce ai nevoie ca să mergi zen pe drumul acela. Și bineînțeles că s-a întâmplat destul de aiurea la ea. Și atunci mi-am dat seama că oamenii pe care îi întâlnim, nu îi întâlnim întâmplător, îi întâlnim pentru că avem ceva de învățat de la ei, chiar dacă sunt lucruri pozitive sau negative. Mi-am dat seama că ceea ce mi se întâmplă mie și ceea ce eu am impresia că este aproape sfârșitul pentru mine, poate să fie 2% din ceea ce s-a întâmplat pentru altcineva. Și aici este momentul în care o să fii recunoscător 100% pentru ceea ce ai, chiar dacă sunt zile în care spui aceeași rutină, aceleași persoane le văd, aceleași lucruri pe care trebuie să le fac. Și mi-am dat seama că trebuie să treci, în general, când vezi un om bun sau un om care te ajută, îți dai seama că a trecut prin multe și că chiar dacă la suprafață e de calm, poate în spate are ore de muncă, are ore de dus la psiholog,
de făcut exerciții cu el, de dus la orice alt medic care poate să ajute să fie bine cu el și cu capul lui. Și asta nu e nimic greșit. Așadar, ce ți s-a întâmplat de ai crezut că este sfârșitul lumii și apoi ți-ai dat seama că era o firmitură din plin? Zici-o asta.